cum ai ieșit, da, e felul tău. Și te trezi dimineața și e o nouă zi. Ai plecat în ea, în ziua aceasta minunată, da? Și bine, când stai acasă e una, ești ăla de tutti tutti smuti, da? E capo, de tutti capo. Dar când ești în lume între ai tăi, fiul tău, dar e acolo ceva, da? Te duci la servici sau ești în familie, da? Sau e da? Acceptă că te-a făcut să te simți aiurea, că ai spus o prostie, da? Și omul a reacționat, asta e o prostie retardă, cea mai retardă care, cu întrebare care am auzit-o, da? Acceptă, te-ai simțit, da, aiurea, acceptă simțul ăsta, simte-l, simte-l, cât mai e, mai e, nu prea e. Se transformă în ceva. Da, tu ai pus întrebarea așa. Da, tu ai făcut așa să se simtă omul, să zică hă, nu știu ce, da? Tu ai provocat. Deci, uite manipularea, nu că eu manipulez, nu știu cum. Tu ai provocat situația ca să te facă pe tine să te simți nu știu cum. Ping-pongul, da? Ai primit energetic. Hă, ce întrebare retardă, cea mai retardă întrebare, hă. Sau răspuns, sau whatever. Provocat de tine, da? Și reacția o auzi. Și tu o simți, da, shit, n-am nimerit-o. Și shit-ul ăsta n-am nimerit-o. Simte. Ha. Da? O clipă. Interstelară e o secundă, 2 ani. Ai simțit-o? Ce zic până se clinuie? S-a deschis ca coada la un păun, s-a deschis totul. Și cel cu care ai vorbit tu a primit așa o energie de care nu știu dacă o duce interstelar, pământește, nu știu cât. Nu se pune problema, nu-i despre asta vorba. Dar energetic, când învățăm energetic cum să lucrăm cu energiile, e ca și, că mi-e mai ușor acum, karate, taekwondo, jiu-jitsu, care îmi vine acum, da? Tatami. Pe tatami. Gata, până aici, bați, da? Când te lupți. Ei, ăla face așa, cu mâna. Nu mai trimite energia asta și, dar tu n-ai treabă. Tu o simți, tu ai simțit-o și ai trecut în starea de extraordinar. Și cu asta extraordinar, tu știi ce faci? Domino. Și nu mai e. Cine a făcut? Nu că l-ai omorât sau nu știu ce ai făcut, că nu-i despre asta vorba. Tot tu ești ăla, culmea. Tu cu tine, știi ce zic? E alt om, da, dar tu cu tine, energetic. Omul ăla e în treaba lui, în viața lui. Și s-a dus așa dominou și se dizolvă. Și tu ții puterea înapoi, care ai trimis-o cândva ani lumină, să zicem, da? E foarte frumos și foarte interesant. Simte-o, simte-o acolo, simte-o, simte-o, simte-o. Aia cum ieri ieri, a, în lumină, în urmă, am dat în spectacol, pe scenă repetam noi nu știu ce și am vrut eu să mă dau în spectacol. Și, vezi nu știu ce, vezi la unul, vezi la altul. Și omul insistă într-a lui ceva și tu te gândești, apare imediat, măi, dar e bine să fac asta, nu e bine, las și pe el să se simte bine, las asta. Ți-a venit primul gând și nu ai scăpare, da? Simte-o. Asta, că cărcă mârc la tine. Simte-o, simte-o. Regrup, da? Regrup. Da, am părut cumva aiurea pentru ceilalți. Simte-o și asta. Da? Simte-o, regrup. S-a transformat și n-ai nicio treabă. Și omul vine la tine cu... Dar mă doare... Tu n-ai făcut nimic. El în lumea lui e minunat. Și el vine la tine, mă doare acolo, mă doare acolo, mă doare acolo. Și tu n-ai făcut special nimic. El, să zicem, a făcut, a trimis sau tu. Te doare acolo, te doare acolo. Deci cineva trimite energetic ceva, da? Nu știe să lucreze cu energiile, n-a învățat. Trimite energetic și crede că e pe cai alb, da? Și ăla care a învățat energia, e tot timpul ăla care e în defens.
știi? Ăla care îmi trimite e în ofens. Mamă, ce deștept sunt, mamă, ce nu știu ce, fai, ce fac. Și ăla e în defens, stă, pentru că știi să lucreze cu energiile. Nu pentru că zice lumea, uite, asta tașe și nu știu ce, nici nu înțelegi, nici nu... Vai de el, mai spune câte una și aia e pe delături, da? Dar omul stă în defens. Acceptă tot, da? Transmite energiile, acceptă, simte că e plăcut, că nu știu ce, acolo nu știu ce nu-i plăcut, acolo nu-mi place, da? Și nu trimite peste să-i dărâme pe nu știu care, să-i omoare energetic, că nu-i despre asta vorba. Înveți cu energiile și te simți bine. Și când te simți bine, ce se întâmplă cu fieldul tău? Oamenii din jur, of că mă doare aici, of că mă doare aici, of că m-am lovit, of că nu știu ce, of că copilul meu, aia o prins gravidă, nu mai e gravidă, eu pierdut sarcina. Dar nu e vina nimănui, nu e a ta, tu nu ești vrăjitoarea rea sau bună sau da, tu lucrezi cu energiile. Tot ce în jur e fieldul tău. În lumea lor, oamenii sunt minunați între ale lor, da? Ei sunt vrăjitori și ei fac și ei învață și ei. Sau nu? Sau învață de la tine, da? Cum e asta? Se intersectează lumile ca să învățăm de la cineva care cunoaște cu energiile să lucreze, nu? Nu e minunat, e superb. Despre asta e vorba, da? Despre asta vorbim. Adu-ți aminte și tu la rândul tău, of, 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 vii acasă, nu mai știi ce îi cu tine, da? Pentru că n-ai simțit când trebuia, energetic. N-ai treabă, e ping-pong, e, asta înseamnă, e sportul ăla, da? Ping-pong, stai și, da? Și omul nu mai poate acolo, da? Să ia medale și nu știu ce. El nu înțelege că e de fapt energetic, e de fapt înăuntru. În afară se proiectează un sport. La masă, ping-pong. Dar de fapt sunt ping-pongurile înăuntru. Și tu nevrând așa din trecutul tău glorios, de interstelar, vrăjitor interstelar, bioenergetic, ai proiectat niște sporturi. Da? Taekwondo, jiu-jitsu, aia. Ne învățăm să nu ne omorâm, nu? Ceva de genul. Și noi la teatru, ca mișcare. Important să nu te lovești când te lupți și e frumos, da? Important să știi cum să cazi, care unghiuri, colțuri să le... Da? Ca să fie căzătura frumoasă, ca și cum. Te împușcat sau ceva, aia zic. Și în karate e, și în alea, toate luptele alea e... Nu să te duci tu să sari în... E în defens cumva, să știi să te ape, da? În trecut, interstelar, toată lumea a lucrat cu energiile, toți. Ne aducem aminte acum. Și s-au proiectat sporturile minunate. Ele se proiectează dinăuntru. Asta e sportul. La bază e sportul energetic. Da? Ăla e sportul. Se suprapun toate proiecțiile, toate sporturile posibile se suprapun. Și omul are nu știu ce corpul, ți-l faci energetic. Da? Ăla e sportul. Înăuntru. Nu te iei după cât să mănânc sau să nu mănânc sau să mă verific la telefon sau să nu știu. Energetic. Și restul se suprapune. Toate proiecțiile frumoase și sporturile și medaliile și whatever. În afară că vrei să faci. Nu, domnule, întâi învățăm, acceptăm, da, ce am văzut. Ne-am trezit și ne-am pus mâinile în cap de ce am proiectat noi interstelarii de secole. Vai de noi, asta am proiectat, ok, repede înapoi, nu, acceptăm și ce simțim? Nu știu dacă e despre mine, să mă duc să sar, să mă dau cu capul de pereți, să extreme, sporturi extreme, să sar cu parașutele, cum știu, du-te înăuntru, atâta sport extrem ai, știi ce zic? Acolo e baza, aia e proiecțiile și sporturile extreme, când vezi că unul sare cu parașuta și zici, băi, eu niciodată, nu știu dacă m-ar interesa să sar, e interesant. Dar tu, energetic, nu că ai sărit cu parașuta de acolo, tu cu parașuta ai sărit de pe Marte. Înțelegi ce zic? Baza! Da? Energetic. Restul se suprapune. De ce cine se ocupă cu energiile are alt corp? Nu contează că vezi tu, nu știu cum, că una e mai grăsuță, alta e mai slăbuță, alta e slabă de pică, alta e nu știu ce. E energetic, da? E altceva. E altceva. E ca în sumo, trebuie să fie omul atâta, pentru că energetic lucrează la alte
alți amperi, asta îmi vine cuvântul acum, da? În atletism e altfel, e baza energiei dinăuntru, da? Și corpul își ia ce-i trebuie. Cine știe la mine ce, da? Că e așa corpul și eu mă simt foarte bine. Că zicea sora mea, păi trebuie să mai pui pe tine, că uite, rinichii trebuie să stea pe, mai sus un pic. Că dacă n-ai cărniță sau nu știu ce, mușchii în spate, nu susține nu știu ce. Accept, da? Accept asta, părerea. Doamne doctor, sora mea, o accept. Și baza, da? Energetică. Energetică baza. Poate să fie așa. Depinde ce, la ce energie lucrezi și cum le lucrezi, da? E sumo, e atletism, e taekwondo, e, da? E ping-pong la masă, tenis de masă, e baza e în tine, da? Aia era foarte mișto. Ai văzut vreun evreu să sară agățat, să stea agățat și să facă din alea la turnic, la aia, să-și facă mușchi, să se ridice pe, da? Ai văzut vreunul? De mult erau agățați toți și făceau dacă era despre asta. Asta e foarte tare. Asta e, mi se pare superbă. Mi se pare superbă. Oameni deștepți. Deștepți? Deștepți pentru că baza e energia. Acolo e. Și toți suntem toate națiunile și suntem, am fost toți. De toate culorile am fost. Asta, asta dacă n-accepți în tine, n-ai făcut nimic energetic la bază. Deci accepți, da? Accepți toate culorile a corpului, toate mirosurile corpului, toate toate religiile. Da, accepți tot, tot în tine, tot. Da? Asta e baza energetică. Accepți tot și de acolo lucrăm. De acolo mergem. De acolo.